Două auto speciale de stingere și un echipaj smurt din cadrul detașamentului Caracal și Gărzi Osica de Sus au intervenit noaptea trecută la un incendiu ce s-a produs la o casă de locuit din comuna Fălcoiu. Când au reușit să intre în locuință, pompierii l-au găsit pe proprietar, un bărbat de 83 de ani, decedat, cu arsuri pe întreaga suprafață a corpului. Un bărbat în vârstă de 83 de ani și-a pierdut viața cel mai probabil din cauza unei lumânări nesupravegheate. Evenimentul a avut loc în comuna Fălcoiu, iar pentru gestionarea acestuia au fost alocate două auto speciale de stingere și un echipaj smurt din cadrul detașamentului Caracal și Gărzii Osica de Sus. La sosirea primelor echipaje, casa ardea generalizat. După asigurarea accesului în locuință, pompierii l-au găsit pe proprietar decedat cu arsuri pe întreaga suprafață a corpului. Incendiul a fost lichidat după aproximativ o oră, casa cu suprafața de aproximativ 50 de metri pătrați fiind afectată în proporție de 80%. Pentru a evita producerea unor astfel de evenimente, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt sfătuiesc cetățenii să țină cont de mai multe recomandări. Pentru a evita producerea unor astfel de evenimente, sfătuim cetățenii să țină cont de următoarele recomandări. Asigurați-vă că lumânările se află în poziție verticală și sunt fixate într-un suport special destinat, astfel încât să nu cadă sau să curgă picături de ceară fierbinte. Nu lăsați lumânările aprinse dacă trebuie să părăsiți încăperea. Amplasați întotdeauna lumânările pe o suprafață netedă rezistentă la căldură. Nu puneți lumânările aprinse în apropierea materialelor care se pot aprinde ușor sau în locuri unde pot ajunge copiii și animalele. Este de preferat să stingeți întotdeauna lumânările înainte de a le muta și mai ales să nu adormiți cu lumânările aprinse.